Institutul Cultural Român și Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni lansează campania Pe caută o carte, prin intermediul căreia vor da startul unor acțiuni destinate încurajării și promovării lecturii în limba maternă, element de bază în formarea oricărui tânăr, esențial copiilor români din Italia, în menținerea vie a limbii și literaturii române. De această dată, copiii bucureșteni dăruiesc celor din Italia o carte și totodată transmit un mesaj. Drag viitor cititor, drag român, am decis să îți dau această carte deoarece și eu am primit-o la rândul meu și mi-a plăcut foarte mult. Sper să te ajute și să-ți placă. Cu mult drag, Luana. Mă bucur că această carte o să ajungă în străinătate. Mie mi-a plăcut foarte mult această carte și sper că și ție o să-ți placă, cu drag, Timea. Dragă românule, sper să-ți placă cartea pe care ți-o ofer. De asemenea, nu uita de unde vii tu. Sper ca măcar să apreciezi gestul. Sper de asemenea să fii fericit când vei primi și vei citi cartea aceasta. Cu drag, Vlad. Dragă copilule, sper să-ți placă cartea, este foarte amuzantă și frumoasă, mie mi-a plăcut foarte mult. Dacă o vei citi, sper să-ți placă, să fii sănătos și fericit, cu drag, Amalia. Dragă cititorule, mă numesc Mihai și am 12 ani. Mă gândesc la tine și îmi doresc din tot sufletul să fii fericit. Din acest motiv îți trimit această scrisoare și carte. Vreau să știi că eu te apreciez, chiar dacă nu te cunosc, dar știu că ești puternic și trebuie să rămâi așa, indiferent de situație. Sper că îți dau putere cu acest sfat și aș vrea să ții cont de el dacă poți. Mi-ar plăcea să te bucuri de puținul pe care ți l-am trimis. Multă sănătate și spor la citit. Cu mult drag, Mihai din București. Sora mea, Ramona, este o carte pe care ți-o dăruiesc ție. Amuzantă nebunatică, Ramona este cea care transformă orice zi tristă în hohote de râs și multă bucurie. După mine, prima pagină este cea mai amuzantă. Ramona este haslie, veselă și sper că dacă ți-a plăcut să găsești și continuarea. Pacostea de Ramona dacă mai treci prin țară. Să te bucuri de ea, sărbători fericite! Cu drag, Andreea! Vă așteptăm sâmbătă, pe 5 mai, începând cu ora 15:30 și duminică, pe 6 mai, începând cu ora 14:30, la Teatrul Atlantico, la adresa Viale del Oceano Atlantico 271D, Roma.